La noapte cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe de scurtă durată, local în Moldova, mai ales în jumătatea nordică și izolat în Muntenia, Transilvania și la munte. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu unele intensificări în estul țării și pe crestele montane. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 7 grade. În zonele joase din centrul teritoriului, izolat vor fi condiții de ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu unele înorări și condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla în general slab, temperatura minimă va fi de 14-16 grade Celsius. Mâine vremea va fi răcoroasă în Moldova și în zona Carpaților Orientali, unde cerul se va menține mai mult noros în cea mai mare parte a intervalului și local va ploua. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile multianuale, iar după amiază și seara vor fi norări, temporar accentuate și pe arii restrânse averse, posibil însoțite de descărcări electrice îndeosebi în Muntenia, Dobrogea și în zonele de munte. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în estul țării, pe crestele montane, dar de scurtă durată și în restul țării, în special în timpul ploilor, în depresiunile intramontane dimineața. Izolat vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul Moldovei și 30 de grade Celsius în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În capitale, cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiaza și seara, când va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius. La munte, în zona Carpaților Orientali, vor fi norări accentuate și în general persistente, iar local și temporar va ploua. În prima parte a intervalului, vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe creste, apoi va slăbi treptat în intensitate. Valorile termice vor marca o scădere ușoară față de ziua anterioară. La mare, vremea va deveni în general instabilă și se va răcori, cerul va prezenta norări temporar accentuate și după amiaza și noaptea vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi de 22-23 de grade Celsius, iar cele minime de 15-16 grade Celsius. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 25 de grade Celsius.